Este toată lumea, că nu cred. Nu, păi, doamna Constantinescu este, doamna Spiridon este, nu văd de minunea asta din fața mea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, este toată lumea. Începem procedura de vot, domnul Agafiței. Poftim? Deci la fel cu da, fără nu, da, pentru consilierul pe care doriți să-l lăsați în comisie. Domnul Conache, să durez un pic mai mult, că e mult descris. Doamna Constantinescu. Singura problemă e aici, unde trebuie să alegeți din doi. În rest îi da coadă. Hai Cătălin, așa de greu scrii? Nu că e un cârzit, da, de scris și... Nu. Domnul Dediu. Mai am un pic și fac cistită. Domnul Haldan. Nu m-a fiat să domnul Bogu. Domnul Macovei. Doamna Nedelcu.
Mihal, hai, Mihai, să-l trecem corect oricum în proiect. Domnul Nemțanu. Doamna Perțu. Domnul Pintilie. Doamna Pleșcan. Domnul Prodan. Monica. Domnul Rățoi. Doamna Spiridon.
Domnul Stamatin. Domnul Vârlan. Vă rog să vină... Câte un reprezentant de la fiecare partid? Domnul Prodan, domnul Nemțanu sau cine vrea. Doamna Crăcean. Am
Thank you.
Thank you.
Nu, că aș vrea să nu vorbim 16. 16, dar așa la 20.
Este nul? Este nul? Așa suntem la mai întâi. Da. În urma numărării voturilor, la liceul Sadoveanu, doamna Preșcan a obținut 13 voturi, domnul Dediu 16, domnul Stamatin 14. Vă informez că un buletin de vot a fost nul de la început. La liceul Unirea, doamna Spiridon 14, domnul 15, pardon, domnul Pintilie 16. La colegiul Miron Costin, domnul Vârlan 13, doamna Constantinescu 14, domnul Macovei 15. La Mihai Busuioc, domnul Agafiței 14, doamna Perțu 16. La Nicolae Iorga, domnul Nemțanu 13, domnul Haldan 15. La Iordache Cantacuzino, domnul Conache 14, doamna Nedelcu 16. La Lunca, domnul Pantazi 15, la Găștești, domnul Zagan 14, la grădinița numărul 2, doamna Nedelcu 16, la grădinița numărul 3, doamna Spiridon 15, iar la Clubul Copiilor, unde au fost 2 consilieri pe un singur loc, domnul Grigoriu a obținut 9 voturi, domnul Olariu 7 voturi. Deci domnul Grigoriu va face parte din Consiliul de Administrație al Clubului Copiilor. Ceilalți consilieri nu a fost niciun fel de concurență. Să zicem, toți sunt membri în Consiliile de Administrație. Având în vedere nominalizările, așa cum au rezultatele în urma votului, vă solicit să propunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut, 17 voturi. Mergem la următorul proiect de pe ordinea de zi, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de Învățământ din Municipiul Pașcani pentru anul școlar 2020-2021. Dacă sunt nominalizări, doamna Constantinescu. Da, avem, din partea grupului nostru, avem 5 nominalizări din 10, după cum urmează. Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani, domnul Conache Eduard Cătălin, Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani, Constantinescu Petronica, Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani, Țarcă Laurențiu, Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani Nemțanu Alexandru și Școala Gimnazială Găștești Vârla Mihai. Mulțumesc. Este câte unul. Nu știți că este un singur reprezentant al Consiliului Local, va rămâne de pe. Doamne Delcu. Deci, fără propuneri, sunt în acest moment colegii Nicolae Iorga, Școala Iordache Cantacuzino, Școala Lunca, grădinița numărul 2 și grădinița numărul 3. Grupul copiilor nu are același credit. Păi atunci avem la Mihai Busuioc, da? La Mihai Busuioc s-a făcut deja. S-a făcut. Deci am spus Nicolae Iorga, nu are propuneri. Are. Nicolae Iorga. Câte unul? Mihai Busuioc nu are. Deci Mihai Busuioc nu are. Deci
Deci nu are Mihai Busuioc, nu are școala Iordache Canta Cuzinou, nu are școala Lunga, Lunca și cele două grădinițe, 2 și 3. Nu, m-am consultat cu colegii că așa este firesc. La Mihai Busuioc, da? Da. Domnul Pintilie Ciprian. La școala Iordache Canta Cuzino, domnul Dediu Mihai. La școala Luncă, Prodan Ionuț. La grădinița numărul 2, Olariu Sorin. Și grădinița numărul 3, Perțul Lilian. Alte propuneri mai sunt? Vom lua o pauză când întocmirea buletinului de vot.